Peste 500 de iubitori ai pedalării de toate vârstele au venit la cea de-a treia ediție a competiției cicliste Polybike Challenge, eveniment organizat de Universitatea Politehnica Timișoara. Deschiderea oficială a Polybike Challenge 2024 a avut loc duminică, 21 aprilie. Rectorul UPT, conferențiar universitar, doctor inginer Florin Drăgan, amintind că societatea sportivă a fost înființată în Politehnica Timișoreană la doar un an de la înființarea universității, astfel încât în UPT de peste 100 de ani, educația și sportul sunt strâns legate curul inaugural au participat și cele două mașini de formula Student ale UPT, Racing Team, bicicleta cu hidrogen dezvoltată în UPT prin proiectul RONS, precum și toți iubitorii pedalării. Au urmat cursele pe categorii de la cele de tip family sau pentru copii, pe categorii de vârstă, până la cele open, cele pentru amatori sau cele din categoria elit. Cel mai tânăr participant a avut 3 ani, iar cel mai în vârstă 60 de ani. Pe lângă sportiv din toată țara, la competiție au venit și cicliști din Italia și Ungaria. După încheierea curselor a avut loc festivitatea de premiere în cadrul care au fost acordate 73 de premii. La festivitatea de premiere a participat și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care și-a exprimat bucuria pentru prezența în număr atât de mare a participanților, în special a copiilor. Ca și la edițiile precedente, toți banii strânși din taxa de participare vor fi donați pentru susținerea unor sportivi cu rezultate excepționale din cadrul Clubului Politehnica.